Bună, bine ați venit în noul an 2023. Eu, doctorul Cezar Alexandru, Ana și Tomi, împreună cu invitații noștri speciali creați prin inteligența artificială, vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi. Deschidem seria noastră de podcasturi din 2023 cu o temă foarte interesantă, despre colesterol. Este într-adevăr un factor de risc cardiovascular, așa cum se spune de mai bine de un secol. Urmăriți-ne pentru a afla răspunsul la cel mai controversat subiect medical al secolului 20. Având în vedere controversele tot mai numeroase legate de terapia cu statină în dislipidemie pentru prevenția bolii coronariene, care este atitudinea corectă în cazul unui pacient în vârstă de 44 de ani, fumător, cu valori ale colesterolului total crescute, 244 mg și normotensiv. Din antecedente familiale, notăm decesul tatălui cu infarct miocardic la vârsta de 55 de ani. Haideți să vedem ce răspunde Ana și ce răspunde apoi Tommy. Suntem în fața unui pacient cu factor de risc cardiovascular, fumător și dislipidemic. Deci, cu un cumul de factori de risc. Dacă avem în vedere și istoricul parental de infarct miocardic, înseamnă că pacientul nostru are un cumul de factori de risc. În lumina ghidurilor și recomandărilor actuale, pacientul nostru se încadrează într-o categorie de risc crescut. Eu aș recomanda o doză moderată de statină pentru prevenția primară asociată unor sfaturi medicale privind stilul de viață, renunțarea la fumat, mai mult exercițiu fizic, evitarea stresului și monitorizarea periodică a lipidogramei în speranța atingerii unor valori optime de colesterol total și de ledele colesterol. Da, e un punct de vedere. Hai să vedem tocmai ce spune. În principiu, cred că pacientul se încadrează în categoria de risc crescut. Totuși, în acest caz, eu aș extinde investigațiile pentru a descoperi elemente de ateroscleroză incipientă. Poate o ecografie vasculară, carotide, de exemplu, sau un indice gleznăbraț, având în vedere că este fumător. Dacă descoperim elemente sugestive pentru ateroscleroză, terapia cu statine poate aduce beneficii, nu numai prin reducerea nivelului seric de colesterol. În absența acestora, nu m-aș grăbi cu indicația de statină. Statinele sunt medicamente care și-au demonstrat eficiența în multiple studii, dar sunt și alte studii care nu au fost atât de convingătoare în prevenția primară a bolilor cardiovasculare. Nu vreau să fiu cârcotaș, dar eu aș opta în primul rând pentru o dietă sănătoasă și pentru un program de educație benefică sănătății. În primul rând pentru renunțarea la fumat. De ce spun asta? Pentru că eu cred că boala coronariană ischemică nu este declanșată doar de nivelele crescute de colesterol în sânge. Și alți factori pot contribui la apariția bolii coronariene ischemice, poate incomplete lucidată în acest moment. Semnalele trase de unele studii recente, inclusiv genetice, trebuie luate în considerare în profilaxia primară a pacientului cu factor de risc. Poți face un infarct de miocard sau stroc chiar dacă ai colesterolul normal. Dacă pacientul ar fi trecut deja printr-un eveniment coronarian, eram acum în situația profilaxiei secundare. Aici toate studiile au arătat beneficiile tratamentului cu statine și nu ezitam nicio secundă în a recomanda pacientului un tratament cu statină, chiar în doze mai mari dacă le tolera. Sunt o fel de dovezi cum că în apariția unor rezultate, să zicem, favorabile, unor studii cu medicamente, inclusiv cu statine, ar fi contribuit și firmele de medicamente într-o oarecare măsură pentru a scoate, să zicem, într-un fel, un rezultat cât mai bun. E, asta este recunoscută, dar cam cu jumătate de gură, să spune, și nu numai firmele sunt implicate aici, și poate adică, chiar medicii au personalul care a fost implicat direct în aceste trialuri, în aceste cercetări. Se atrage atenția tot mai mult că este nevoie ca această directă implicare a companiilor farmă în uh, rezultatul final al cercetărilor să fie cât mai limitată până a fi chiar uh, exclusă. Ias, odem, ce spune invitatul meu Samoyo despre acest subiect. A huge proportion of medical research is currently funded by industry. In the United States almost 60% Yet there's a mountain of evidence that company sponsored studies tend to overstate product benefits and play down harms. One example is cholesterol lowering drugs, or statins. A review analyzing almost 200 studies of statins found that company sponsored studies were much more likely to find results favorable to the sponsor's drug. As a study of 280,000 doctors reveals, accepting just one sponsored meal is associated with higher prescribing of the sponsor's products, a 20% increase in statins and a doubling of antidepressants. Mm, da, încep să fie recunoscute aceste lucruri care se cam știau, dar spuse că am jumătate de gură, subiect, cum spuneam, foarte discutat, foarte controversat, am încercat să întâlesc pe toate fețele Nu știu cum a ieșit, nu știu ce ați înțeles de ea. Sincer, să fiu și eu după 20 de ani de practică medicală, stau cu toată să mă întreb, să dau, să nu dau statină, fac mai bine sau cu toată bagărul pacientului. Depinde din ce direcție privești lucrurile. Și pentru că profesorul Topol tot îmi scria despre rolul inteligenței artificiale, haideți să vedem ce spune un site celebru recent apărut de inteligență Artificială despre tratamentul cu statine. Să ascultăm! Statinele sunt medicamente care ajută la scăderea nivelului de colesterol din sânge. Colesterolul este o substanță grasă care se găsește în sânge și poate contribui la formarea plăcilor de aterom în artere, ceea ce poate duce la bolile cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Statinele funcționează prin inhibarea producției de colesterol în ficat, ceea ce duce la scăderea nivelului de colesterol din sânge. Studiile au arătat că tratamentul cu statine poate reduce riscul de apariție a bolilor cardiovasculare la persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta aceste boli. De exemplu, un studiu din 2018 a arătat că tratamentul cu statine poate reduce riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral la persoanele cu hipercolesterolemie, nivel crescut de colesterol, și la persoanele care au suferit un infarct miocardic anterior. Cu toate acestea, este important să rețineți că tratamentul cu statine poate avea efecte secundare, cum ar fi durerile musculare, oboseala și problemele de concentrare. De asemenea, unii oameni pot fi alergici la statine sau pot avea o intoleranță la acestea. Din acest motiv, este important să discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile tratamentului cu statine înainte de a începe să luați aceste medicamente. Să înțeleg cum că inteligența artificială este de acord cu utilizarea statinilor și răspunsul se bazează pe studii. Haideți să vedem ce părere are, tot inteligența artificială, despre părerile contradictorii în ce privește administrarea de statini. Pentru că, așa cum v-am prezentat, există și astfel de păreri contradictorii din partea unor cercetători. Haideți să vedem. Ce ne poate spune despre părerile contra statinelor? Există unele păreri contra utilizării statinelor pentru tratarea bolilor cardiovasculare. Unele persoane susțin că statinele au efecte secundare neplăcute și că sunt prescrise prea ușor în locul altor tratamente mai puțin invazive. De exemplu, unii oameni cred că statinele pot provoca dureri musculare și oboseală și că aceste efecte secundare pot fi dificil de suportat pentru unii pacienți. De asemenea, unii oameni susțin că statinele sunt prescrise prea ușor în locul altor tratamente mai puțin invazive, cum ar fi schimbarea stilului de viață și a dietei, care pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol în sânge. Acest lucru poate duce la ideea că statinele sunt folosite în mod excesiv și că sunt promovate de către industria farmaceutică doar pentru a obține profit. Cu toate acestea, este important să rețineți că statinele au fost studiate extensiv și au fost dovedite a fi eficiente în reducerea riscului de boli cardiovasculare la persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta aceste boli. În plus, statinele sunt recomandate de către majoritatea organizațiilor de sănătate pentru tratarea hipercolesterolemiei și a altor probleme de sănătate asociate cu nivelurile crescute de colesterol în sânge un răspuns cel puțin elegant, parcă a fi făcut de către politicieni acest site de inteligență artificială. Bun, și pentru că tot am pomenit de politicieni, încheie și eu cu unul dintre cei mai mari politicieni ai tuturor timpurilor, Sir Winston Churchill, care îmi spunea, e prost acela care niciodată nu schimbă părerea. Trageți singur concluzia. Până data viitoare, eu, Cezar Alexandru, Ana, Tommy, Samuel, invitatul special din această seară, vă spunem, prețuiți-vă sănătatea!